Agresorul de la aeroport, cetățean al Tajikistanului care a ucis doi moldoveni, a decedat în seara zile de 3 iulie în urma rănirilor primite vineri după schimbul de focuri cu trupele speciale moldovenești, informează Ministerul de Interne. Iar 4 iulie 2023 a fost declarată zi de doliu național pentru comemorarea lui Serghei Muntean și Igor Ciofu, victimele atacului care a avut loc pe aeroportul internațional Chișinău pe 30 iunie. În această zi, în toate localitățile din țară, precum și în misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, draperele de stat au fost coborâte în Berna. Premierul Dorin Recea a anunțat detalii despre suportul material oferit familiilor îndoliate din partea autorităților. În semn de profundă compasiune și solidaritate cu familiile, rudele și apropiații lui Serghei Muntean și Igor Ciofu, victime ale incidentului tragic care a avut loc pe aeroportul internațional Chișinău, draperele de stat sunt coborâte în Berna. Vom acorda familiilor victimelor câte 1 milion de lei, bani din fondul de rezervă al guvernului, fondul de consum al întreprinderii de stat aeroportul internațional Chișinău și conform legii privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului de Interne. Amintim că Serghei Muntean, polițist de frontieră, și Igor Ciofu, angajat la securitatea aeroportuară, au fost uciși vineri seara, 30 iunie, la aeroport, când un individ, cetățean al Tajikistanului, căreia s-a interzis intrarea în Republica Moldova, a luat arma de la primul și a tras mai multe gloanțe. Agresorul a fost neutralizat și încătușat de trupele speciale. Acesta era căutat de autoritățile din țara natală pentru participarea la răpirea în seara zile de 23 iunie 2023. A prim vicepreședintelui unei bănci. Procuratura a intentat dosar penal pe cauză de omor cu circumstanțe agravante, specificând că nu este inițiat dosar pe cauza infracțiunii de terorism.